credeți că este urmarea după declarațiile de astăzi? Pentru că nouă cel puțin ni s-au părut cele mai dure de până acum între cei doi lideri USL. Da, ce se întâmplă acum este un lucru pe care îl prevedeam în urmă cu o săptămână, și anume că nemulțumirile de la nivel local și central se răsfrâng în momentul de față asupra relației și așa tensionate și dificile dintre Ponta și Antonescu. Ca să nu ne mai amăgim, indiferent ce ar încerca să facă de ochii lumii, USL-ul în clipa de față nu mai funcționează, iar starea de derută care s-a instalat la nivelul structurilor locale PSD și PNL, în raporturile politice, în județe, în orașe, peste în consiliile locale, nu mai poate fi controlată de niciunul dintre cei doi președinți de partid. Ei, practic, în momentul de față, nu mai pot controla desființarea USL-ului, destrămarea USL-ului. Ce urmează politic este următorul lucru. Se creează premizele prin desființarea USL-ului, prin destrămarea USL-ului, se creează premizele unei moțiuni de cenzură care să poată trece. Acum să vedem cu cine vom avea curajul să o facem și pe ce motiv. Dar dacă există motivele politice întrunite, o moțiune de cenzură în prima parte a anului viitor are toate șansele să treacă. Același lucru însă mă obligă să anunț o chestiune ca un avertisment. Sper că PDL-ul nu, conducerea actuală a PDL-ului, nu se amăgește cu ideea că Partidul Național Liberal poate fi partener politic. Și sper din tot sufletul că nu există înțelegeri pe sub masă care să-l propulseze pe Crin Antonescu spre poziția de președinte, de candidat la președinția României. Asta numai pe seama ca unii dintre clienții politici ai PDL să-și vadă realizate planurile. Sper din tot sufletul că acest lucru să nu se întâmple și aștept o poziție fermă în chestiunea aceasta din partea președintelui PDL, din partea domnului Blaga. Are o întrebare sau un comentariu de făcută pe această temă? O întrebare, Emilian Isăilă. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu, dar întrebarea mea este ce poate opri pe cei din PDL să facă o alianță cu PNL în cazul destrămării USL? În primul rând ar trebui să-i oprească decența. În al doilea rând ar trebui să-i oprească faptul că nu au cum cei de la PNL în momentul de față să fie un aliat credibil, pentru că încă au nenumărate legături subterane de data aceasta cu structurile PSD din teritoriu. În al treilea rând ar fi absolut jalnic să scoatem România la mezat din nou și funcția de președinte pusă într-un asemenea târg. Partidul Național Liberal mai are nevoie de ceva vreme în opoziție până în momentul în care o să scape de rezidul participării la, de responsabilitatea participării la guvernare alături de PSD.